Schiorii, printre câteva ture, au profitat de soare și s-au relaxat, dansând. Sute de persoane au profitat din plin de pârtile de pe Valea Prahovei. Aceste imagini au fost surprinse la Cota 2000, în Valea Dorului de la Sinaia, zonă care încă oferă condiții excelente pentru practicarea sporturilor de iarnă. DJ-ii au fost și ei la treabă. Nu de alta, dar schiorii au ținut să stea la soare că de nimic nu se compară cu bronzul de munte. Putem spune că la Sinaia este ca în Himalaya. Starea de spirit în Valea Dorului este foarte bună. Aici la Folidușii, spun eu, cumva transferi ideea asta către Les Deux Alpes. Este foarte mișto, avem cam 2 metri de zăpadă în unele părți, în unele părți avem 1 metru de zăpadă. Petrecere, voie bună. Condițiile deschise sunt foarte bune, este exact ca în plin sezon, este plin de lume, pârtile sunt într-o stare foarte bună. Zăpada încă este bună, nu s-a muiat, iar cum vedeți, distracția este la ea acasă. Un sezon excelent, până la 1 mai se schiază pe toate pârtile. Și cum vremea a fost una bună, la Sinaia au fost și concursuri sau demonstrații de speedfly, adică turiștii s-au dat cu parașuta pe schiuri, snowkite sau parapantă.